Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Răzvan Zanfir, urmăriți Contraziceri, o ediție în Contraziceri în care vă prezentăm probabil cea mai recentă construcție politică înființată în România. Mă refer la o alianță politică între trei partide naționaliste care au decis să constituie blocul identității naționale în Europa. Este o formațiune proaspătă, partidele care o compun în schimb sunt partide pe care le-ați cunoscut, au candidat la alegerile parlamentare din decembrie 2016, au avut membri foarte cunoscuți. Cu o parte v-ați întâlnit și aici, în platoul Contraziceri. Vă prezint invitații și începem apoi discuțiile despre proiectul celor de la PRU, PRM și Partidul Noua Dreaptă. În platoul Contraziceri, în această seară, sunt domnii Andrei Piticaș, președinte PRU. Vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru prezență. Bună seara. Și domnul Tudor Ionescu, președinte Noua Dreaptă. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Să începem cu începutul, mi se pare cel mai oportun. Ați decis să vă coagulați, nu e vorba de o fuziune, ci de o alianță între trei formațiuni care își păstrează personalitatea juridică dobândită anterior. Partidul România Unită, Partidul România Mare și Partidul Noua Dreaptă, care este denumirea prescurtată ND. Noua Dreaptă. Noua Dreaptă. Nu avem, nu scurt nimic. Că PND era Partidul Național Democrat și de asta n-am vrut să creăm confuzii. Cine conduce această alianță? Alianța este condusă de, conform protocolului semnat între partidele noastre, de trei copreședinți care au fost și inițiatorii acestei alianțe. Și este vorba de președintele fondator al Partidului România Unită, domnul Bogdan Diaconu. Fostul președinte al partidului, acum e președinte fondator. Președinte fondator. Am avut ultimul congres, al doilea, pe data de 25 martie. În urma alegerilor am fost ales președinte. Da. Iar domnul Bogdan Diaconu a rămas președinte fondator al partidului. Împreună cu domnul președinte Tudor Ionescu de la Partidul Noua Dreapta și domnul Popescu, președintele Partidului România Unită. Bineînțeles, există un... România Mare. România Mare. De formare. Da. Există un consiliu de conducere, format din 5 reprezentanți ai fiecărei formațiuni politice, dar conducerea politică, să spun așa, este exercitată de trei copreședinți. Trei copreședinți ai acestei alianțe. Da, fi se pare o formulă câștigătoare aceasta a copreședinției unei formațiuni, pentru că am observat că în toate partidele în care există copreședinți, la un moment dat s-a produs și o sciziune care a lăsat urme adânci. Vedem cel mai recent exemplu la ALDE, unde copreședinții sunt într-un plin război. Am zis că își blochează unii altora conturile și se judecă în instanță. Îi cunoșteam pe naționaliști ca fiind oameni cu convingeri ferme. E ușor de lucrat într-o formulă de asta de triumvirat? Naționaliștii sunt oameni cu convingeri ferme și această alianță pe care am constituit-o din Partidul România Mare, Partidul România Unită și Partidul Noua Dreaptă este o alianță bazată pe egalitate între cele trei formațiuni politice, de aceea s-a considerat că cel mai bine este ca președintele fiecărui partid să fie copreședinte al alianței Blocul Identității Naționale în Europa, prescurtat BINE. Blocul Identității Naționale în Europa e o alianță construită pentru alegerile europarlamentare de peste 2 ani? Fără doar și poate, primul test electoral vor fi alegerile europene din 2019, dar protocolul alianței include și alegerile locale și legislative din 2020. Am înțeles. Și eventual dacă vor exista alegeri parțiale în Craiova, cred că vor fi alegeri în curând. Vor fi în mai multe localități și cu siguranță că vom susține împreună același candidat în fiecare localitate. De ce ați decis să formați această alianță înainte de a ajunge la discuția pe fond și a vedea exact ce promovați politic? Cum a apărut ideea și care e rațiunea pentru care ați decis să fondați o construcție politică cu alte două partide? Întrebare deschisă pentru ambii invitați. Da, am ajuns la această concluzie pentru că am observat și în urma rezultatelor alegerilor parlamentare din decembrie anul trecut, faptul că am fost mai multe formațiuni care promovam practic aceleași valori, da. Ne îmbrățișam aceeași doctrină național-democrată, să spun. Vorbim de un naționalism modern, ancorat în realitatea vremurilor pe care le trăim. Și am văzut că cât ne-a costat această, să spun, menținerea a unor orgolii, da? În sensul că voturile
aceste nișe naționale au fost împărțite între aceste formațiuni politice. Atunci, probabil dacă făceam această alianță înainte de alegeri, cu siguranță am fi acces în Parlamentul României și am fi putut să ducem spre îndeplinire măcar mică parte din proiectele pe care vrem să le promovăm. Contrar, bineînțeles, cu greutate, pentru că e greu să te lupți cu un sistem bine ancorat și construit în 27 de ani, dar probabil că altele ar fi fost așa. Atunci eu mă bucur că am reușit măcar acum să depășim aceste orgolii și să înțelegem că numai uniți putem face ceva pentru poporul român. E o alianță antisistem? Nu, este o alianță care militează pentru poporul român. Adică singurul nostru grup de interese va fi poporul român. Noi nu avem un grup mare interese, de interese personale. Da, ăsta ar trebui să fie... Dar nu e un grup foarte influent. Din păcate nu este, dar vă asigur că va fi, dacă vom vota bine pe viitor. Nu-i periculoasă o astfel de formulă, având în vedere că pragul pe care trebuie să-l atingeți la alegerile parlamentare, de exemplu, e unul mai ridicat decât cel în cazul unei singure formațiuni? Noi am constatat, așa cum a spus și colegul Andrei Piticaș, că anul trecut, mergând fiecare pe cont propriu, am constatat că nu am obținut rezultatul pe care l-am așteptat cu toții. Eu vă aduc aminte că săptămâna trecută au fost alegeri anticipate în Bulgaria. Da. Și acolo naționaliștii au reușit să-și unească forțele, au format tot o alianță din trei partide naționaliste și au intrat în Parlament cu 9%. 9% ne trebuie și nouă să accedem în forul legislativ european și național, iar eu sunt convins că dacă bulgarii au putut, putem și noi. Și vă mai atrag atenția că e o alianță, aș putea spune, istorică, pentru că niciodată în istoria României trei partide naționaliste nu s-au aliat. Nici în perioada antebelică, nici în perioada interbelică, evident, în timpul regimului comunist nu putea fi vorba, dar nici în ultimii 27 de ani. Deci n-a mai existat niciodată o alianță între partidele naționaliste. Niciodată. Este prima și suntem mândri că împreună am putut să punem bazele acestei alianțe politice, blocul identității naționale în Europa prescurtat bine, și suntem convinși că peste 3 ani românii vor vota bine. Până acum au votat rău, acum au ocazia să voteze bine. Bine pentru ei, bine pentru România, bine pentru viitorul copiilor noștri. Da, e un joc de cuvinte interesant, dar dincolo de acronim, ce reprezintă bine la nivel de principii? Sunteți naționaliști, ați declarat-o, e o chestie evidentă, vedem și din semnele electorale și din simboluri și din mesajele transmise, dar care sunt principiile acestei alianțe? Principiile sunt destul de clare. Când vorbim de doctrina națională, noi trebuie să fim conștienți că trebuie să ne ancorăm foarte bine în istoria noastră. Avem nevoie să rezolvăm această criză identitară. Pentru că în contextul politic actual, când toată lumea se îndreaptă către această globalizare, din punctul meu de vedere, care nu are nicio finalitate pe termen lung... Sunteți antiglobaliști? Nu spun, da, suntem antiglobaliști. Sau suntem pentru o Uniune Europeană în care identitatea națională aibă prioritate. Adică vrem un stat național, vrem valorile noastre să le păstrăm, să avem identitatea noastră, să ne identificăm ca români în primul rând. Pentru că, vă spun, dacă mergem în Germania și întrebăm un cetățean german, domne, dumneata, ești ce cetățean ești? Nu o să spun niciodată, eu sunt cetățean european. Primul lucru pe care o spun, eu sunt cetățean german. Pentru că ei și-au conservat aceste valori. Și aici vorbesc de realitățile și de valorile pe care s-a construit acest popor și sacrificiile pe care le-am făcut de-a lungul istoriei pentru a apăra această Europa care s-a construit pe niște valori creștine, în primul rând. O să ajungem și la raportarea alianței față de Uniunea Europeană, să vedem dacă e vorba de euroscepticism sau, dimpotrivă, dacă sunteți susținători ai construcției europene, chiar și în condițiile în care unele țări foarte importante din Uniunea Europeană, mă refer la Marea Britanie, a declanșat deja procesul de Brexit. Dar până atunci, explicați-mi, vă rog, foarte clar, inclusiv pentru telespectatorii care poate se consideră patrioți, dar nu și naționaliști, care e diferența între cele două concepte, patriotism și naționalism? Diferența rezultă chiar din semnificația celor două cuvinte. Patriotismul înseamnă dragostea de patrie, naționalismul înseamnă dragostea de națiune.
Noi am putea spune că naționalismul include și patriotismul. Dragostea de națiune include și dragostea de patrie. Deci toți naționaliștii sunt și patrioți. Așa ar fi normal ca toți naționaliștii să fie și patrioți, dar câteodată observăm că nu toți patrioții se consideră și naționaliști. Noi suntem naționaliști și considerăm că naționalismul este singura doctrină care apără poporul român. E singura doctrină de apărare și promovare a intereselor naționale. Spre deosebire, să spunem, de social-democrați care vizează mai degrabă interesele unei zone încercate financiar, ca să nu vorbesc de asistat social sau alte chestiuni? Noi, naționaliștii, atunci când spunem că iubim națiunea, aici discutăm de toate categoriile sociale, discutăm de toți românii, indiferent de nivelul social, de nivelul de pregătire intelectuală și așa mai departe. Naționaliștii încearcă pe toți românii să-i cuprindă și să-i sprijine. Toate... Observăm cum, de pildă, socialdemocrații privesc mai mult către, nu știu, Partidul Socialist European, liberalii mai nou privesc către Partidul Popular European. Noi, naționaliștii, privim către românii. Privim către România și către poporul român. Toate formațiunile se revendică din zona aceasta a patriotismului. Și mulți politicieni își justifică prezența în spațiu public prin patriotism. Există partide care să respecte patriotismul așa cum îl descrieți dumneavoastră în momentul de față în România? Partide patriotice. Patriotice, să le numim așa. Da. Formulare... Da, e corectă, da. Partide patriotice există? Din punctul meu de vedere, nu. Există, dar din păcate nu au acces la... În Parlament. În Parlament, din punctul meu de vedere, nu există. Deci niciun partid nu își îndeplinește această obligație de patriotism. Și nici nu cred că au existat, cu o mică excepție, perioada în care Partidul România Mare a fost... Care face acum parte din... Din această alianță, din acest bloc al Alianței Naționale în Europa. E greu de spus că toți, a spus mai devreme că toți vorbesc despre acest sentiment de patriotism. Acest sentiment ar trebui să se vadă și în gestionarea resurselor și în gestionarea problemelor economice, care, din păcate, deservesc pe alții, nu pe noi. Da? Și deci aici... un patriotism economic, poate, până la un punct. Mi s-a părut patriotică legea aceea a produselor românești 50 plus 1 în hipermarketuri? A venit în zona liberală. Da, ca idee la bază, da, mi se pare o principiul lege... Principiul e unul corect, spune. Principial vorbind, este o lege corectă. Acum... Cine și cum beneficiază de această lege e discutabil. Am adus o discuție pentru că Uniunea Europeană e foarte încântată de această realitate legislativă adoptată anul trecut în Parlamentul României. Ba chiar suntem amenințați cu o procedură de infringement. Și vă întreb, puteți fi patrioți și naționaliști rămânând în Uniunea Europeană? Vă permite Uniunea Europeană să fiți patrioți și naționaliști? Noi ne dorim o Uniune Europeană bazată pe națiuni și state naționale suverane și independente. Poate exista suveranitate națională în Uniunea Europeană? Categoric. Uniunea Europeană, în esență, ce este? Este o asociație. O asociație de state. Așa cum a fost construită această asociație, putem observa astăzi că ea nu mai funcționează. Deci e momentul unei resetări, să zicem, a Uniunii Europene. Noi nu suntem adepții Statelor Unite ale Europei, despre care, spre exemplu, am auzit foarte mult vorbind pe fostul președinte Traian Băsescu în timpul mandatului, când vorbea de cedări masive de suveranitate, de Statele Unite ale Europei și așa mai departe. De federalizare. Noi de o Europa credem, federală, mai exact. Noi nu ne dorim o Europa federală. Noi ne dorim, dacă vreți, o Europa confederală, în care fiecare stat, fiecare națiune să-și prezerve și să-și afirme suveranitatea și independența. Și credeți că e realizabilă? Britanicii n-au găsit această formulă sau n-au reușit să o promoveze în interiorul Uniunii Europene, au plecat cu totul. Poate tocmai pentru că această formulă nu a fost în mod serios pusă pe masa discuțiilor, britanicii au ales această cale de a ieși din Uniunea Europeană. Deci poate fi chiar o consecință părăsirea UE de către Marea Britanie, pentru că n-a existat acest curent de opinie. Ne întoarcem la spațiul european. O să vedem dacă există un echivalent al alianței bine și în Europa, dacă mai sunt europeni naționaliști, poate chiar la putere, în anumite zone ale Europei. Dar până atunci trebuie să clarificăm ceva. Pe dumneavoastră nu o să vă întreb, dar Partidul România Unită trebuie să explice. Sunteți de dreapta sau de stânga? Nu suntem nici de dreapta, nici de stânga.
Sunteți? Suntem un partid mai mult de centru. Repet, care pune în prim plan economia națională și identitatea națională. Deci PRM-ul revendică o poziționare centristă. Centristă. Nu poți să fii nici de dreapta, nici de stânga. Dar, având în vedere structura demografică, da, în primul rând, nu avem cum să fim de dreapta sau de stânga. Deci trebuie să aveam, îmi place să spun că politicile economice trebuie să fie într-o oarecare măsură de dreapta și avem nevoie și de politice sociale care trebuie să fie de stânga. Să facă dreapta bani ca să aibă stânga cum să fie generoasă. Nu neapărat generoasă, adică generoasă, mă rog, înțeleg, nu putem, da, nu putem să ne lăsăm rudele, să spun. Da. Da? Deoparte doar pentru că au anumite probleme. Dar în schimb trebuie să avem grijă să nu se mai căpușeze prin acest sistem și să se folosească această parte socială în alte scopuri, cum se folosește în prezent. Da? Adică trebuie să am niște măsuri pentru acești oameni, pentru că sunt defavorizați. Nu putem să-i lăsăm acum, să-i marginalizăm și să-i lăsăm să moară de foame. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le acordăm anumite drepturi la nesfârșit. Care să încurajeze nemunca, poate? Să încurajeze nemunca, da. Bun, deci nu excludeți conceptul de asistență socială și beneficiile sociale. Nu avem cum să le excludem. Din păcate, nu cred că există vreo țară europeană care poate să excludă acest Am adus segment. În discuție poziționarea pe această axă, pentru că, și am spus că nu o să vă întreb dacă sunteți de stânga sau de dreapta, pentru că conduceți Partidul Noua Dreaptă. Dar totuși aș vrea să fac și o precizare. Dacă vreți să nuanțați. Partidul Noua Dreaptă reprezintă o dreaptă națională, socială și creștină, în opoziție cu dreapta liberală, antinațională și oligarhică. Deci a nu se înțelege că noi promovăm niște politici de dreapta ultracapitaliste care lasă la o parte 80% din deci sunteți de dreapta, corpul național. Dar nu de dreapta așa cum se prezintă, să spunem, Partidul Național Liberal sau Partidul Mișcarea Populară? Categoric nu. Nu. Noi avem libertatea să ne definim singuri poziția de dreapta și, repet, e o dreaptă națională, o dreaptă socială și o dreaptă creștină. Ceea ce explicați-mi înseamnă atunci diferența clară între, să spunem, viziunea de dreapta a unui partid mare din România, mă rog, la 20%, a fost și mai mare de atât, dar a fost și mai mic, Partidul Național Liberal, în contrapondere cu viziunea de dreapta a partidului Noua Dreaptă. Păi, practic, faptele lor vorbesc de la sine. Aflându-se la guvernare, de multe ori au avut politici antinaționale. Aflându-se la guvernare, de multe ori au avut politici antisociale. Aflându-se la guvernare, de multe ori au avut poziții chiar și mai mult decât laice, poate chiar anticreștine. Ceea ce niciodată Partidul Noua Dreaptă n-ar putea împărtăși asemenea poziții. Deja asta ar fi diferența de perspectivă față de cele trei valori la care ați făcut trimitere. Este o diferență fundamentală și la origine și partidul PNL a fost un partid național liberal. Acum da. E mai puțin național, e mai mult liberal. E mai mult liberal. Deci sunteți de dreapta, PRU este de centru, PRM s-a identificat într-o bună parte a existenței sale, o să așteptăm niște clarificări doctrinare acum, ca fiind un partid de stânga, stânga naționalistă, a spus la un moment dat chiar și Corneliu Vadim Tudor. Bine cum e? Cum e bine să fie? Bine este naționalist. Toate partidele noastre, dincolo de poziționările de dreapta, de centru, de centru-stânga, sunt partide cunoscute și sunt partide care s-au afirmat în spațiu public ca partide patriotice, ca partide naționaliste. Deci, dincolo de stânga și de dreapta, identitare. E identitatea națională. Categoric. Care primează. Daia și denumirea este blocul identității naționale în Europa. Da, e un termen tot mai des folosit în spațiul european de către naționaliști, acesta de identitar. E vreo diferență între identitar și naționalist? Păi, termenul naționalism se definește pe baza unei identități. Eu nu pot să am apartenență la o națiune dacă nu știu la ce națiune care națiune aparțin. Deci se suprapun cele două. E demonstrat și științific, pentru că s-a demonstrat de curând că în genomul uman există o genă care determină apartenența la trib. E în genomul nostru. Deci spuneți că e o chestiune mai degrabă științifică. Și bineînțeles că totul pleacă de la niște chestiuni științifice. Dar asta spun. În momentul în care construiesc o națiune, pe ce criterii o construiesc? Eu cum îmi fac niște prieteni? Caut un om cu care să pot vorbi în primul rând
aceeași limbă, cu care să mă pot înțelege, apoi cu care să împărtășesc aceleași valori. Fie că, nu știu, aceeași religie, aceeași echipă de fotbal, aceleași necesități. Aceleași tradiții. Aceleași tradiții. Lucruri care să îmi dea mie o identitate. Să știu, domne, eu sunt român pentru că sunt creștin ortodox, pentru că vorbesc m-am născut în România, pentru că vorbesc limba română și vreau să fac ceva bine pentru poporul meu. Dar nu vă e teamă că atunci când promovați, să spunem, aceste principii care definesc națiunea română, istoricește vorbind, credința creștină ortodoxă, limba română, tradițiile noastre, nu vă e frică de etichetele pe care le poate spune, să spunem, un promotor al valorilor occidentale, care trece dincolo de etnie, de confesiune și de toate acestea? Poporul român este construit din mai multe etnii. Da. Adică avem comunități istorice în zona Dobrogea. Avem etnii diferite. Suntem, avem unguri în Ardeal? Da. Suntem e plin. Da, ca și popor. Nu suntem, 20 de minorități sunt reprezentate în Parlament, aproape, 18, 19. Da, din păcate, asta e minoritățile au ajuns să aibă mai multe drepturi decât majoritatea. Majoritatea, din păcate, nu prea are drepturi. Adică eu n-am văzut să existe un consiliu de discriminare, antidiscriminare a majorităților. Credeți că există acest fenomen în România? Există, sigur că da. Cum să nu există? Atâta timp cât, dau un exemplu, cu președintele Bogdan Diaconu a fost amendat de Consiliul Național CNCD pentru că a făcut niște afirmații referitor la o minoritate. Da? Dar acele minorități când atacă un reprezentant al majorității, ele nu sunt sancționate sub nicio formă. Adică avem voie să fim în contradicție, dar numai unii. Spuneți că nu este un echilibru între drepturile și obligațiile pe care le au fiecare grup. Din punctul meu de vedere, fiecare e liber să se exprime, pentru că asta înseamnă democrația, da? Unul din drepturile fundamentale al omului este dreptul la liberă exprimare. Da. Și am dreptul să, bineînțeles, Constituție și de Constituție. Absolut. Da. Cu anumite limite, bineînțeles. Adică să nu trecem în partea cealaltă, pentru că niciunul din aceste trei partide nu este nici xenofob, nu este nici antisemit, nici șovin. Nu propovăduim ura împotriva nimănui. Deci vă delimitați clar de toate aceste orientări, pentru că de foarte multe ori cei care, să spunem, critică naționalismul sau pe naționaliști îi etichetează ca fiind extremiști, antisemiți, antițigani, etc. O serie întreagă de astfel de etichete. Vi se pare cadrul legislativ restrictiv în momentul de față? Așa cum am spus și mai devreme, naționalismul în sine nu comportă nicio conotație negativă. Pentru că naționalismul nu înseamnă negație, înseamnă afirmare. Afirmarea unor valori naționale, afirmarea unor interese naționale. Deci ceea ce noi vrem să facem este să promovăm, să afirmăm, nu să negăm sau să știu eu altceva. Dar n-ar trebui să se simtă, să spunem, în pericol etnicii maghiari de posibilitatea ca bine să ajungă la guvernare? Poate într-o conjunctură mai largă. Eu cred că dacă bine va ajunge la guvernare, va fi bine și pentru românii maghiarofoni din România, pentru românii vorbitori de limbă maghiară, pentru că și ei sunt cetățeni români, de aceea le spun români vorbitori de limbă maghiară. Pentru că noi naționaliștii ne dorim ca România să fie casa comună a tuturor românilor, indiferent de apartenența... Deci a tuturor cetățenilor români. Exact. Vă dați seama, dacă în România va fi bunăstare, dacă în România va fi prosperitate, vor beneficia de aceste lucruri toți cetățenii români, indiferent că sunt, fac parte din națiunea majoritară din poporul român sau că fac parte din alte minorități naționale. Deci spuneți că naționalismul nu exclude pe cei din grupurile minoritare, de orice fel. Categoric nu. Poate minoritățile sexuale să fie o excepție. No, aici, sigur, putem vorbi de minorități, să spunem, veritabile, cum sunt minoritățile etnice, pentru că sunt oameni care aparțin unor etnii. Da. Dar, etnice, religioase. Dar, sigur, putem vorbi și de minorități inventate. Da? Pentru că aceste minorități sexuale, în realitate, nu sunt niște minorități. Pentru că discutăm de niște oameni care, să spun, practică anumite obiceiuri, cum am putea spune că noi, fumătorii, suntem și noi o minoritate. Nu? Pentru că, probabil, majoritatea românilor nu fumează. E discriminatorie legea aceea, dacă mă întrebați pe mine. Eu spun că e riscant să ne raportăm în permanență la această dihotomie majoritatea.
majoritate, minoritate. În același timp, din punctul nostru de vedere, democrația trebuie să reflecte, în primul rând, voința majorității și nu dictatura minorității, indiferent despre ce minoritate am vorbit. Bun, dacă am atins acest subiect. Un subiect sensibil zilele acestea, pentru că suntem în plin proces de revizuire sau de declanșare a procedurii de revizuire a Constituției, fix în urma unei abordări de acest gen. Cum s-a poziționat? Bine, poate n-a avut ocazia să se poziționeze alianța pe care ați fondat-o, dar partidele care o compun, cum s-au poziționat față de referendumul solicitat de cei de la Coaliția pentru Familie? Partidul România Unită a oferit sprijin și se poziționează alături de demersurile Coaliției pentru Familie, pentru că ne place sau nu ne place, ca să putem avea o continuitate, trebuie în primul rând să rezolvăm această situație, criză demografică a României. Pentru că statistic vorbind, în 2030 populația României va ajunge undeva pe la 15 milioane de locuitori. Atunci, noi nu avem cum să ne poziționăm, să încurajăm astfel de, nu știu, eu le consider comportamente din punctul meu de vedere. Bine, fiecare este liber să facă absolut ce vrea cu... Legislația permite, da. Da, e liber să facă ce vrea atât timp cât o face în cadrul intim și în cadrul privat. Dar de la limita asta personală, privată, să spun așa, până la legalizarea căsătorilor între persoane de același sau sex. Sau parteneriatului civil. Sau parteneriat. Bine, parteneriat civil. Haideți să fim serioși, că parteneriat civil sunt atâtea cupluri care trăiesc în concubinaj și cu doi martori demonstrează că trăiesc împreună de 5 ani de zile și au cam aceleași drepturi ca un cuplu căsătorit. Nu consider oportună legiferarea acestor căsătorii sau parteneriat civil între persoane de același sex. Nici și cu atât mai mult legalizarea adopțiilor pentru astfel de cupluri gay. Da, nu. Am adus în discuție această chestiune pentru că a fost un subiect asupra căruia s-au pronunțat toate partidele politice. PNL-ul a semnat un protocol cu cei de la Coaliția pentru Familie. PSD-ul a susținut, a votat în favoarea solicitărilor celor de la Coaliția pentru Familie. PMP, de asemenea, a declarat că susține acest demers, ca și ALDE. Mă rog, aici e surprinzător că ALDE în Europa înseamnă cu totul și cu totul altceva decât propovăduiește Călin Popescu Tăriceanu. Doar USR-ul a rămas sceptic, a declarat că va vota fiecare parlamentar al său în acord cu propria conștiință. Vă poziționați exact ca partidele mainstream, să le numim așa, sau partidele parlamentare pe această chestiune. E o dovadă că au revenit la valori, la tradiție, aceste partide mari? Sau simțiți altceva, simțiți miros de 3 milioane de voturi? Mai degrabă, partidele mainstream, așa cum dumneavoastră le-ați numit, s-au pliat pe poziția noastră, care nu e o poziție nouă, este una veche. Să ne aducem aminte că Noua Dreaptă organizează în fiecare an cea mai importantă manifestare publică în sprijinul valorilor familiei tradiționale, care este Marșul pentru Normalitate. E o contramanifestație la Marșul Gay. Exact. Să zicem că este în aceeași zi și promovează valori diametral opuse. E o manifestare care a început în 2005, cu o frecvență anuală și anul acesta cu siguranță vom organiza probabil în luna mai sau în luna iunie din nou Marșul pentru Normalitate împreună cu partenerii noștri de la PRU și de la PRM. În acei ani, niciun partid mainstream, așa cum dumneavoastră le-ați numit, nu părea să fie interesat de acest subiect. N-avea nicio poziție, nu luau nicio poziție. Acum, într-adevăr, sub presiunea celor 3 milioane de semnături strânse de noi, pentru că practic și membrii partidelor noastre au fost implicați activ în această campanie de strângere de semnături, se pare că partidele mari au plecat urechea la voința românilor și n-au avut încotro decât să susțină aceste declanșare referendumului. Din acest punct de vedere, că nu s-a înscris în corul susținătorilor, cum au făcut-o PSD, PNL, PMP, ALDE, nu știu, de mereu cum a văzut acest subiect. E de conjunctură, din punctul meu de vedere, și rămâne de urmărit. O să fie un subiect... Dacă va supraviețui politic? Da, din punctul meu de vedere, nu cred că va supraviețui politic, pentru că sunt o formațiune fără niciun fel de orientare doctrinară. Eu spune că au chiar mai multe. La acest punct de vedere. Sau așa. Sau așa. Cred că mai multe. Avem o salată de orientări. Asta ridică și mai multe semne de întrebare asupra construcției politice. Dar revenind la curentul naționalist,
Partidul România Mare de această dată a avut o perioadă de glorie, să o spunem. Chiar a făcut parte dintr-un guvern la un moment dat, alături de PDSR, PUNR și PSM. Vă contrazic, fără să mă fac avocatul lor. Ei sunt, fără doar și poate, cel mai vechi partid naționalist din România. Au avut reprezentare parlamentară, spre deosebire de partidele noastre, PRU și Noua Dreaptă, care sunt partide nou înființate. PRU a avut o formă de reprezentare parlamentară. Dar nu au fost la guvernare. Cred că au avut doi subsecretari de stat, dacă nu mă înșel. Câțiva prefecți? Dacă nu mă înșel, Mihai Ungheanu, Dumnezeu să-l odihnească, la cultură. Și Mițoara Arghezi. Deci nu cred că se poate considera... N-a condus România. În realitate, naționaliștii nu au fost niciodată la guvernare în acești 27 de ani. Și prin aceasta niciun partid naționalist nu poate fi făcut vinovat de dezastru în care se zbate acum România. N-am vrut să duc discuția în zona... În schimb. Să spune responsabilității PRM-ului, că știu, au avut 3 prefecți, 2 secretari de stat. Au avut o perioadă de glorie. Aici am vrut să ajung, atunci când Corneliu Vadim Tudor a ajuns în turul 2 al alegerilor prezidențiale și mulți îl considerau deja președinte pe fondul antipatiei față de Ion Iliescu. S-au înșelat, a demonstrat istoria. De atunci, PRM a scăzut gradual până la pierde și reprezentanța parlamentară. Apoi nici europarlamentari n-au mai avut. Și întrebarea mea e, dacă un partid care... la un moment dat a reprezentat naționalismul în zona sa cea mai vizibilă, își pierde rând pe rând votanții, cum credeți că îi veți putea acum aduce înapoi într-o construcție nouă, din care drept fac parte și colegii dumneavoastră de la PRM? Bun, sunt acum și electoratul Partidului România Mare împreună cu electoratul Partidului România Unită și a Partidului Noua Dreaptă practic rezolvă o problemă, un conflict al generațiilor. Că Partidul România Mare are un anumit sector de segment de electorat, România Unită altul, pentru că promovează altfel de mesaj și o altfel de politică, Noua Dreaptă la fel, un altfel de mesaj și se adresează altei bucăți, să spun așa, din acest electorat naționalist. În funcție de vârste. Sigur că da. În primul rând, din păcate, noi avem nevoie de toată experiența, de experiența tuturor și de expertiza tuturor. Și de asta am și făcut acest protocol, am semnat acest protocol și am pus bazele acestui bloc al Identității Naționale în Europa pentru a lucra împreună și pentru a găsi soluții. Bineînțeles, o să avem deja constituit niște comisii care lucrează la un program de țară pe care îl vom prezenta probabil în următoarele luni. Dar pentru asta, repet, avem nevoie de unitate. Și părerea mea că asta este rețeta câștigătoare pe acest segment. Deci credeți că în continuare există electorat naționalist în România? Nu cred, sunt sigur că există și asta putem verifica foarte simplu pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Vă referiți la voturile pe care le-au primit partidele? Da, numai Partidul România Unită a obținut un scor de aproape 3% la nivel național, ceea ce nu este puțin pentru un an de zile de muncă. Și credeți că în următorii 2 ani veți obține și restul de 6%? Sunt sigur, pentru că necesare? Un număr de voturi l-are Partidul Noua Dreaptă, un număr de voturi l-are Partidul România Mare și, bineînțeles, asta nu înseamnă că noi am făcut această alianță și gata, suntem izolați și lucrăm împreună. Nu, o să avem discuții și alianța este deschisă pentru discuții cu toate celelalte formațiuni cu care poate încă nu am avut ați anticipat una dintre întrebările mele. E o alianță deschisă și altor formațiuni? Sigur că da. În măsura în care mai există în România partide naționaliste, noi suntem gata să discutăm cu ele. Momentan, nu. Cele 3 partide care s-au afirmat ca naționaliste, eu știu, PRM-ul, să zicem, în ultimii 25 de ani, Noua Dreaptă, în primul rând, ca organizație din anul 2000, deci iată, de 17 ani. 15 ani ne-am manifestat ca organizație civică și doar de 2 ani și ca partid politic. De asemenea, PRU, care în ultimii 2 ani a crescut foarte mult și, într-adevăr, este partidul care a obținut cel mai mare număr de voturi pe acest sector patriotic, aproape 3%. Deci, eu cred că împreună, da, putem oferi o alternativă reală la clasa politică actuală. Iar lecția anului 2016 ne-a arătat că fără unitate nu putem obține rezultate.
Atunci românii au observat că mișcarea naționalistă este divizată, este dezbinată și probabil că mulți au ales să nu dea votul niciunuia dintre cele trei partide. Sau cei care și-au dat votul unuia din partide au observat că de fapt votul lor a fost irosit. Acum noi putem anunța că mișcarea naționalistă română s-a unificat și împreună pe buletinul de vot pentru un singur chenar și cu un singur semn electoral, noi suntem convinși că vom putea mobiliza acei români cu dragoste de neam și țară. De ce deschisă alianța în măsura în care vor mai apărea sau se vor mai descoperi ca naționaliste alte formațiuni, dar e închisă pentru cineva? Există vreun partener politic cu care anunțați de la bun început, care refuzați colaborarea? Categoric, am anunțat și cu prilejul conferinței de presă de lansare a alianței Blocul Identității Naționale în Europa, faptul că ea este o alianță închisă pentru persoane din anumite partide, să zicem, parlamentare, da? Care în timp și-au exprimat poate interesul pentru această zonă. Și aș putea să spun cu subiect și predicat că alianța este închisă pentru Victor Ponta, Daniel Constantin, pe zona dreaptă, liberali, PMP-iști, n-aveți reținere. Bun, acolo nu, acolo nu și-a manifestat nimeni interesul. Daniel Constantin și Victor Ponta. Daniel Constantin este în această perioadă mai liber de obligațiile de partid, având în vedere că nu se bucură de foarte mare sprijin din partea membrilor ALDE, sau cel puțin așa lasă Călin Popescu-Tăricianu impresia. Dar Victor Ponta, cu Victor Ponta ce ați avut? Că vă unește o colaborare interesantă. Da. Ciudată, dar interesantă. Ciudată, dar într-adevăr interesantă. Nu. Electoratul nostru trebuie să înțeleagă că noi am făcut, poate n-a fost o mișcare strategică foarte bună. După cum mulți dintre dumneavoastră știți, sunt niște lucruri care trebuie făcute, lucruri care nu trebuie făcute. Compromisuri politice. Compromisuri politice, să spunem așa. Da, a fost, înainte de alegerile parlamentare, au fost niște discuții cu domnul Victor Ponta, dar nu am ajuns la concluzia că dânsul își urmărește doar niște interese personale. Felul, probabil, și cum a jucat el în interiorul PSD, dar, repet, nu mă interesează. Partidul România Unită se delimitează clar de orice colaborare cu domnul Victor Ponta sau domnul Daniel Constantin. Bun, avem identitatea noastră, avem linia noastră doctrinară pe care în Congres am hotărât că o păstrăm și nu o să mai alterăm sub nicio formă. Dintre numele, nu știu dacă grele, dar sonore, care au venit în partid odată cu, să spunem, asocierea imaginii lui Victor Ponta de PRU, că au venit câțiva parlamentari care erau cunoscuți ca fiind în sfera de influență a lui Victor Ponta. Au mai rămas alături de dumneavoastră? O parte dintre dânsii au rămas, cei care s-au regăsit în continuare în doctrina și programul propus de Partidul România Unită. O parte nu, pentru că nu s-au regăsit și probabil urmăreau alte lucruri. Iar o parte au fost, după cum bine știți, excluși în urma unor constatări pe care le-am făcut ulterior. Da. Deci Cristian Riza nu mai e membru PRU. Nu. Și probabil nici Sebastian Ghiță că nu... Da, cred că domnul, mai vine la ședințe. Da, domnul Sebastian Ghiță are o situație personală, cu totul aparte, da, particulară. Nu-l cunosc personal. Am fost doar colegi de partid. Nu pot să comentez și nici nu vreau să comentez problemele dânsului. Luați în calcul, după modelul 2016 PRU, cooptarea unor parlamentari în alianța, bine, să construiți, să spunem, cu materialul deja existent în Parlament, un mini-grup parlamentar, poate, al naționaliștilor? Noi ne dorim să avem o creștere și o dezvoltare organică. Noi vrem să lucrăm în echipă, cum spunea și colegul meu Andrei Piticaș. Și prin faptele noastre vrem să-i convingem pe români că după 27 de ani este momentul să se îndrepte cu încredere și către naționaliști, care, așa cum am spus un pic mai devreme, nu au guvernat niciodată România în ultimii 27 de ani. Prin asta nu se fac părtași nici la dezindustrializarea României, nici la depopularea României, nici la batjocurirea educației, a sănătății, a culturii. Partidele care au guvernat
fie ele social-democrate, creștin-democrate, liberale, ele se fac vinovate. Și atunci, dacă până acum România au ales rău, e momentul ca de acum înainte să aleagă bine. Și spuneți că niciun parlamentar care e în momentul de față ales nu e luat în vizor. Nu ne propunem genul acesta de headhunting. Un parlamentar naționalist care e rătăcit momentan într-un partid. PSD, PNL, dacă PMP. Dacă sunt oameni onești, oameni care cu adevărat iubesc România și vor să facă ceva bun pentru țară, cu siguranță că putem sta la masă cu dânsii și putem discuta. Dar nu e suficient să se declare mândri că sunt români, ca să parafrazez un slogan electoral. Nu. Suficient ar fi să o și probeze, să o și demonstreze. Discuția tehnică, nici nu prea există posibilitatea de înființare de grupuri parlamentare. Un mini grup, am spus. Un grupuscul. Nici măcar mini, având în vedere listele pe care au fost aleși respectivii potențiali, să zic așa. Un grup informal. Asta e cu totul altceva. Dar o are această experiență a unui grup informal în interiorul Parlamentului? Tocmai pentru că o are, Alianța Bine va învăța din experiența fiecărui partid politic. Bun. Ați spus nu Ponta. Răspicat, ați repetat-o acum, ați anunțat-o încă din conferința de presă inaugurală. Dar spuneți nu și PSD-ului? Repet, nu avem niciun fel de asociere cu Partidul Social Democrat. Singura confuzie care s-a creat așa a fost prin, într-adevăr, pe filiera Ponta. Pe filiera Ponta, prin absorpția câtorva parlamentari, și atunci a fost transpusă imaginea asta de anexă a Partidului Social Democrat, care este total greșită. Cu toate că ei n-au cam preluat mare parte din mesaj și scorul pe care l-au obținut sunt convins că se datorează în mare parte și Partidului România Unită prin campania pe care a dus-o, spunând niște lucruri pe care ei n-au avut curaj să le spună și am creat un pic oarecare. Despre că o parte dintre votații dumneavoastră sunt și acolo, în procentele acelea multe pe care le are PSD-ul. Sunt sigur, pe zone izolate sunt sigur că sunt și acolo. Dar luați în calcul revenirea electoratului naționalist de la PSD, că mulți naționaliști au votat PSD-ul, da, să o spunem drept. Au votat pentru că au preluat din lucrurile, din mesajele pentru care noi, să spun așa, am făcut acel teasing. Am înțeles. Da? Interesant ca strategie. Mai avem doar un minut până la pauza publicitară. O întrebare ceva mai tehnică. Și partidele extraparlamentare se pot poziționa față de guvern. De exemplu, există un EPR-ul cu o conducere dezbătută intens, care susține guvernul Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea. Bine unde e? Mai degrabă în opoziție sau mai degrabă ca un, nu știu dacă susținător e termenul propriu zis, dar mai degrabă favorabil puterii? Fără doar și poate, noi suntem, toate cele trei partide, partide de opoziție extraparlamentară și acționăm cu pârghiile pe care ni le rezervă acest statut. Deci împotriva guvernului. În următorii ani de zile. Noi cu siguranță că nu vom critica guvernul pentru lucrurile bune pe care le face, dar nu vom ezita să amendăm orice derapaj și aspect negativ pe care guvernul Grindeanu sau alt guvern în viitor îl va pune în operă. Nici nu-i menajați pe PSD. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim după câteva momente cu un prim nume greu, că am discutat puțin mai devreme de numele grele care se alipiseră la PRU înainte de alegerile parlamentare. Se pare că un nume și mai greu, cunoscut pentru publicul naționalist și nu numai, e interesat de această construcție politică a PRU, ND și PRM. Pauză și revenim. Am revenit în direct la contraziceri, continuăm discuția din această seară cu invitații mei, Andrei Piticaș, președintele Partidului România Unită, și Tudor Ionescu, președintele Partidului Noua Dreaptă. V-am spus înainte de pauza publicitară că avem și un prim nume greu, mă rog, cunoscut, un personaj cu notorietate, a mai făcut politică în multe locuri și în multe funcții,
unele mai plăcute, unele mai neplăcute, care a ieșit din politică silit de împrejurări și care, am un citat în față, va accesa la această alianță pentru că este un bun român și pentru că a înțeles că este momentul toți care cred și simt românește și cred în viitorul României să ni se alăture. Am încheiat citatul, e un citat din Adrian Popescu, președintele PRM, și fac trimitere evident la Gigi Becali. Se putea o formațiune naționalistă fără să îi stârnească interesul domnului Gigi Becali. Gigi Becali va accesa, spune domnul Popescu, la bine. Da, este o declarație a domnului președinte Popescu, în care a afirmat că a vorbit cu domnul Becali. Da. După cum bine știți, Partidul România Mare și domnul Becali au mai avut colaborări. Au mai colaborat pentru Parlamentul European. Pentru Parlamentul European. Doi creștini domnul și Becali, patrioți. Da, a mai colaborat și cu Partidul Național Liberal ulterior. Da. Bineînțeles, nu judec eu relațiile. Domnul Becali este un om ca un cetățean al României. Ca liber în momentul liber, de față. Da? Și e dreptul dânsului să devină membru al oricărui partid politic dorește, în condițiile în care dorește să se... Dar spuneți că e o discuție între Adrian Popescu, PRM, și Gigi Becali. Gigi Becali n-a avut un dialog instituțional cu Alianța. Nu, sub nicio formă nu a avut absolut niciun dialog cu Blocul Identității Naționale. Dar ar fi binevenit în această construcție? Cum a spus și colegul meu Andrei Piticaș, nu a avut o discuție nici cu Partidul Noua Dreaptă, nici cu Partidul România Unită. Cred că cei care pot da mai multe detalii despre această persoană este, sigur că da, Partidul România Mare, prin președintele Adrian Popescu. Bun, v-am întrebat care este relația, dacă există una cu Gigi Becali, pentru că Gigi Becali, dincolo de valențele sale politice, e și un personaj foarte potent financiar. Și orice construcție politică are nevoie de bani. O alianță proaspătă, recent înființată, are nevoie de promovare, are nevoie de finanțe. Și am senzația că e ceva mai greu să obții finanțare când ești naționalist și singurul grup de interese pe care îl reprezint, spuneați dumneavoastră, este poporul român. Cum își propune să supraviețuiască Blocul Identității Naționale în Europa, în condițiile în care Sebastian Ghiță, care iarăși era un om de afaceri foarte bogat, nu mai face politică deloc, cu atât mai puțin în PRU, nu știm ce face, unde face și de ce mai face ce face, și nici alte nume foarte influente în zona asta a banilor nu au fost prezentate ca fiind alături de bine. Cum veți supraviețui financiar? Noi nu punem în centru construcției noastre banii, ci valorile, principiile, normele, idealurile, obiectivele comune pe care le avem. Și tocmai pentru că îi reprezentăm pe români, tot românii vor fi cei care vor susține, da, prin contribuțiile lor, această construcție politică. Avem suficienți membri pentru a putea funcționa în această perioadă până la următoarele alegeri europarlamentare, locale și parlamentare din 2020. A apărut în campania electorală discuția despre Soros și era prezentat ca fiind un finanțator din umbră, la vedere, al unei zone a societății civile, dar și al unei construcții politice. Nu știu în ce măsură s-au concretizat aceste, nu știu dacă s-au acuzații, dar informații care ar fi finanțat Uniunea Salvați România. Cei de la USR nu recunosc o astfel de asociere. Pe noi ne interesează acum mai puțin. Nu e nevoie de un Soros naționalist pentru zona aceasta patriotică? Din punctul meu de vedere nu este nevoie de niciun fel de Soros naționalist. O să vorbesc acum în numele Partidului România Unită. Partidul România Unită, să știți că a existat și înainte de campania pentru parlamentare. Și am obținut niște rezultate bune și pentru alegerile locale, în condițiile în care avem 170 de consilieri locali la nivel național, 2 primari, mai mulți viceprimari. Și financiar ne-am descurcat fără probleme și, într-adever, nu, aici nu neagă nimeni aportul și sprijinul pe care un membru de partid cum este Sebastian Ghiță ni l-a oferit, necondiționat, pentru că
dânsul nu a cerut absolut nimic. Mulți au lansat niște acuzații de genul a venit Ghiță și a construit nu știu ce. Total greșit. Ghiță a venit din convingeri, probabil. Nu a construit nimic pentru nimeni, pentru că haide să fim realiști. I-ar fi prins bine încă un mandat în Parlamentul României. Da? Un lucru care probabil mulți nu-l cunosc, la filiala Prahova, pentru că el a candidat pe listele noastre la Prahova, a fost pe locul al doilea, în condițiile în care noi pornisem la drum de la un procent de 0,8% la nivel național. Nu poate nimeni să-l acuze, eu unul personal nu pot să-l acuz, repet, nu am absolut nicio relație apropiată cu dânsul. Nu poate nimeni să-l acuze că a vrut să facă jocurile cuiva sau a vrut să facă nu știu, temiri ce lucruri. Dar, repet, noi am existat ca partid și o să existăm în continuare, ne descurcăm cu toate, poate mai greu, poate mai ușor. Toți care suntem implicați în acest proiect, să știți că nu o facem pentru anumite beneficii sau anumite interese, pentru că majoritatea dintre noi avem niște profesii care ne asigură mai mult decât un trai decent. Vorbesc și de mine, vorbesc și de domnul președinte Tudor Ionescu, vorbesc de majoritatea membrilor implicați, care contribuie activ nu numai cu proiecte, să spun așa, dar și financiar, pentru că asta e. Politica nu este pentru oameni fără venituri. Adică e o chestie care o faci dintr-un sentiment, trebuie să plece din suflet în primul rând și să o fac pentru niște oameni și pentru niște principii ale mele, în primul rând. Eu vorbesc în cazul meu acum. Da. O fac pentru familia mea și pentru copiii mei, pentru că vreau să rămân aici și să poată să aibă viață normală în România. Nu să facă ceva pentru că trebuie, să facă ceea ce simt și să poată să trăiască liniștiți în țara lor. Și partea financiară e importantă, așa este, dar eu spun că ne descurcăm. Și vă reamintesc că Noua Dreaptă a funcționat ca organizație civică timp de 15 ani fără niciun mare finanțator. Da? Absolut. Numai din contribuțiile membrilor am organizat mii de manifestări publice, meeting-uri, marșuri și așa mai departe, da? Din cotizațiile și donațiile membrilor. Deci spuneți că e sustenabilă o construcție politică și fără un finanțator din umbră sau la vedere? 100% și o vom demonstra. Fost Sebastian Ghiță. O vom demonstra. Bun, dacă tot suntem la capitolul nume, am în față declarația președintelui fondator PR-ul, asta e noua funcție pe care o are Bogdan Diaconu, și spune, am discutat și am asigurat pe cei de la PSD că nu există niciun fel de colaborare între PRU și Bogdan Diaconu și Victor Ponta sau Daniel Constantin. Am lămurit chestiunea. Victor Ponta va simți, poate să spunem, înșelați de jocul pe care l-a făcut Victor Ponta. Deși vă reamintesc, chiar în ziua alegerilor a postat pe pagina proprie de Facebook un mesaj: votați cei care vor binele României, PSD, ALDE, PRU. Cerca totuși. Da, nu mai modestele posibilități. Bun, cu Daniel Constantin ce aveți? Păi, noi nu avem nimic cu Daniel Constantin, dar Daniel Constantin este cunoscut ca fiind un apropiat al domnului Ponta. A, deci i-ați luat la pachet, gruparea Ponta. Nu, dar nu vreau să, până nu ne interesează jocurile, bucătăriile interne ale altor partide. Avem destul de lucru la noi în bucătărie, în Alianța Bine, și ne concentrăm mai mult pe ce avem noi de făcut, pe organizarea noastră și pe proiectul de țară la care vrem să... S-a speculat că această precizare, această delimitare de Ponta și Constantin ar avea ca, sau ar urmări ca efect, o apropiere de PSD. Nu, sub nicio formă. Deci n-ați încercat să-l calmați pe Liviu Dragnea? Nu, nu. Deci faptul că Liviu Dragnea a simțit nevoia, da, să cunoască dacă construcția noastră politică are de-a face cu Victor Ponta sau cu Daniel Constantin, asta arată faptul că ceea ce noi am format, această alianță politică, stârnește interesul. Faptul că a stârnit și interesul domnului Liviu Dragnea, președintele PSD, nu poate decât să ne măgulească. Da? Și arată tuturor că e o construcție politică care stârnește interesul. Și care contează. Absolut, și care va conta.
Noi, fără doar și poate, nu ne propunem nici să rupem PSD-ul, nici să-l aducem pe Ponta sau alți parlamentari de la PSD și de-aia precizarea făcută de domnul președinte fondator al PRU, Bogdan Diaconu, mi se pare foarte importantă. Pentru că s-a speculat mult despre intenția lui Victor Ponta și a lui Daniel Constantin de a se asocia unui proiect naționalist. Cu siguranță nu vor fi asociați proiectului nostru. Deci dacă cei doi construiesc ceva, vor construi fără alianța bine. Ăsta e mesajul ferm pe care îl transmit. Sunt liber să o facă. Bun. Haideți să vorbim despre construcția în spațiul european. Am atins tangențial acest subiect înainte de pauza publicitară. Nu sunteți eurosceptici, a spus. Nu sunteți anti-UE. No, suntem eurorealiști. Da. Da. Deci nu putem spune nici că suntem eurooptimiști. Da. Da? N-avem motive să fim eurooptimiști în contextul... Sunteți pentru ieșirea României din Uniunea Europeană? Categoric nu. Și aici vorbesc în numele Partidului Noua Dreaptă. Noi avem în program... Da? Renegocierea tratatului de asociere a României la Uniunea Europeană. E posibilă o astfel de renegociere? Așa cum el a fost negociat și semnat și așa cum România a intrat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, nu ne face cinste. Nouă ca națiune, nouă ca stat și categoric nici clasei politice care a negociat în acele condiții, în genunchi, acel tratat. Ne putem uita la tratatele care au fost semnate de Polonia, de Ungaria, de Cehia, nu? Până la urmă, state din estul Europei, state cu care împărtășim același trecut, să zicem, din fostul lagăr socialist. Sovietic, da? Da, sau socialist, când am fost sovietic. Putem vedea cum clasele lor politice au fost mult mai demne și au semnat acele tratate în picioare, nu în genunchi, așa cum a făcut-o clasa politică românească. Dar e posibilă o astfel de renegociere? Categoric. Tehnic sau e și un scenariu plauzibil? Mai ales în contextul actual, în care se discută de Brexit, de ieșirea Franței din Uniunea Europeană și poate altor state. Da, cele două viteze ale UE. V-am întrebat care e raportarea la Uniunea Europeană. Domnul Ionescu mi-a spus punctul de vedere al Partidului Noua Dreaptă. Eu mi-amintesc un moment în care fostul președinte, actual președinte fondator, a aruncat steagul Uniunii Europene de pe scenă. Foarte nervos. Este o chestie de nuanță. Da. Nu știu cum a fost preluată. Eu am fost în sală, era vorba de conferința de dare de seamă și alegeri de la lansarea filialei județene Prahova și nu a fost aruncat steagul Uniunii Europene, a fost înlocuit cu steagul României. Da. În sensul că noi, în primul rând, lansăm, acolo era o chestie de partid. Sunt mai degrabă o problemă de organizare. Colegii noastre au fost prea eurooptimiști. Nu, e o chestie de nuanță care a fost extrasă din context. Pentru că dacă ar fi preluat în integritatea sa discursul, atunci s-ar fi clarificat lucrurile. Dar atunci a fost preluat doar momentul cu steagul și nu a fost aruncat, din contră, a fost înlocuit. Iar mesajul a fost clar că ceea ce a spus deja Tudor, trebuie să fim demni, da? Să punem condiții. Mi-a plăcut și postarea dumneavoastră de pe Facebook acum de curând referitor la Europa în două viteze, în care ați făcut acea glumiță în care a spus că până acum eram umăr la umăr cu nemții. Da. Dacă am fi fost un partener cu drepturi egale, atunci nu ar fi fost niciun fel de problemă. Adică ideea e că noi trebuie să ne vedem în primul rând interesul nostru în această Uniune, pentru că de aia suntem membri. Dar nu promovați părăsirea Uniunii. Absolut. Nu. Să fim serioși. Haideți să ne uităm la realitate. Da. Să vedem ce avem, da, și unde vrem să ajungem. După ce România a sacrificat atâta pe altarul acestei integrări, vă dați seama că o ieșire în momentul de față ne-ar lăsa și mai săraci și mai lipsiți de mijloace decât eram la data de 1 ianuarie 2007. E o poziționare foarte interesantă pentru că majoritatea partidelor naționaliste sau radicale, depinde cum punem problema, din Europa, sunt și vehement împotriva acestei construcții europene. Și sunt câteva exemple care ilustrează bine o astfel de viziune. Britanicii, de exemplu, radicalii de la UKIP au promovat Brexit-ul, nici în Franța nu sunt foarte entuziaști. E o nuanță specifică românilor, să fie ceva mai europeni. Da,
Nu știu, cred că nici britanicii nu se așteptau la rezultatul. Nu se așteptau la ce rezultat, da. A fost surprinzător. Dar fără doar și poate și noi suntem împotriva birocraților de la Bruxelles. Nici nouă nu ne place această Comisie Europeană formată din niște comisari care practic nu sunt aleși de nimeni. Ei fac figura, joacă rolul unui guvern european. De facto al Uniunii Europene, dar în realitate ei sunt niște funcționari. Aveți parteneri în Uniunea Europeană? Tehnocrați, dacă vreți. Aveți parteneri politici în Uniunea Europeană? Noi ne dorim să avem relații bilaterale, da, cu acele formațiuni patriotice și naționaliste și creștine din Europa, cu care împărtășim aceeași viziune și aceleași valori. Categoric nu ne dorim nicio legătură cu acele partide naționaliste care de-a lungul timpului au manifestat atitudini adverse, dușmănoase la adresa românilor. Mă refer în primul rând la Partidul Libertății din Olanda, care a desfășurat nenumărate campanii împotriva românilor și împotriva României. Nu ne dorim niciun fel de relație cu separatiștii de la Lega Nord, pentru că ar fi absurd noi în țară să promovăm unitatea națională, iar în afară să promovăm separatismul. Deci ar fi un nonsens, o negare a principiilor noastre. Deci cu siguranță nu ne dorim nicio legătură cu acel așa zis grup naționalist din sânul Parlamentului European. Cu francezii conduși de Le Pen ați putea colabora? Nu cred că am putea colabora orientării, să spun așa, și asocierilor cu Partidul Libertății din Olanda și cu Lega Nord din Italia, cum spuneam mai devreme. Și nu în ultimul rând și cu politica rusă. Din punctul nostru de vedere... E un subiect sensibil. Mă bucur că l-ați deschis dumneavoastră. Eu aș fi vrut să duc discuția către partenerii din România ai grupului despre care vorbiți și chiar o să punem un pic pe pauză subiectul rusesc. Îl redeschidem puțin mai târziu ca să clarificăm această situație. Bun, avem un grup naționalist în Parlamentul European, format din formațiunile pe care le-ați adus în discuție puțin mai devreme. E condus, mai mult sau mai puțin formal, de Le Pen, care știm că e finanțată de ruși, cum ați adus și dumneavoastră în lumina atenției publice. Au parteneri din România, avem un europarlamentar membru în această construcție. E vorba despre Laurențiu Rebega, ales pe listele PSD în urma unui protocol cu PC, nu-i facem arborele politic genealogic. Dar cum vedem o alianță între naționaliștii români, că există această formațiune Forța Națională cu care nu colaborați în momentul de față, deci naționaliști români în țară care au o înfrățire cu cei care au un discurs antiromânesc în Europa. Da, este o înfrățire toxică și este o alianță nocivă. Așa cum am spus mai devreme, nu putem să fim prieteni cu neprietenii românilor. Puteți să spuneți chiar dușmani. Nu putem fi aliați cu separatiștii din diferite state europene, aceia care practic lucrează la dinamitarea anumitor state naționale, Spania, Belgia, Italia. Vedem că și în România se manifestă asemenea tendințe separatiste, adică ar însemna, repet, să ne negăm principiile directoare. Am vorbit despre Laurențiu Rebega, este o știre astăzi, a publicat-o colegii de la Știri pe Sursă, două filiale PRU au plecat la Forța Națională, PRU Sector 4 și PRU Călăraș. Partidul Forța Națională e cel condus de Laurențiu Rebega cu un europarlamentar foarte apropiat de Le Pen. Când și-a făcut lansarea în România, a venit doamna Le Pen și a fost oaspete de onoare. Au argumente cei de la Forța Națională să vă iau oamenii? Nu, în primul rând nu ne-au luat oamenii. Tocmai astăzi înainte de emisiune am vorbit cu președintele de la Partidul România Unită Călăraș. Nu știu cine, ce nume aveți acolo vehiculat. Radu Bratu Iorga. Bun, Radu Bratu Iorga este unul dintre membrii de partid al Partidului România Unită care a fost exclus din partid. Într-o decizie a Biroului Permanent Național ulterioară convocării Congresului al doilea. Deci nu l-a luat din partid, l-a luat de lângă partid. L-au luat statutul dânsului. Acum este de membru PRU exclus din partid. Într-adevăr a fost președinte al organizației Sector 4, dar odată ce și-a pierdut calitatea de membru al Partidului României, a pierdut și funcția de conducere. Și bineînțeles, dânsul este liber să meargă unde dorește și să-și urmeze filiația. Dar dacă nu veți colabora cu grupul Europa Națiunilor și Libertății din Parlamentul European, unde sunt grupați cei mai mulți naționaliști, să-i numim ca atare, din legislativul european, cu cine ați putea colabora în plan extern?
Păi, a răspuns domnul președinte Ionescu, a spus clar că vom colabora cu partide care au aceeași... Dar ele sunt grupate în funcție de grup europarlamentar sau de familie parlamentară? Deocamdată noi suntem destul de clari în ceea ce privește orientarea noastră. Nu avem protocoale încheiate cu cineva din Parlamentul European. E o alianță recent înființată. Este recent în primul rând și nici ca partide nu cred că am avut. Dar, repet, asta nu înseamnă că vom îmbrățișa... PRM-ul a colaborat un pic cu cei de aici. Nu există, din punctul meu de vedere, nu există un partid naționalist care să îmbrățișeze o internațională. Da, interesantă abordare. Păi, deci un partid naționalist n-ar trebui să facă parte dintr-o structură supranațională? Din punctul meu de vedere, nu. Adică e o contradicție de termeni. Dar atunci, dacă veți obține un scor mulțumitor la alegerile europarlamentare și veți avea doi reprezentanți, unul nu cred că se poate, dar doi reprezentanți în Parlamentul European. Trei. Minim doi. Cum se vor poziționa aceștia în raport de marile grupuri? Vor rămâne independenți? Deci fără doar și poate că există opțiunea să rămână neînscriși în grupul neînscrișilor, apoi la începutul fiecarei sesiuni parlamentare a Parlamentului European se formează noi grupuri. Uh-huh. Da. Deci noi vedem actualele grupuri, dar s-ar putea ca din 2019 încolo să mai apară și alte grupuri. Sigur. Apoi sunt partide naționaliste europene care nu fac parte din acest grup evocat cu separatiștii de la Lega Nord, cu antiromânii de la Partidul Libertății, cu Marine Le Pen. Ei sunt grupați în alte, să spunem așa, familii sau grupuri. Dar dintre familiile europene existente în momentul de față și fac trimitere la socialiști, la populari europeni, nu știu în ce măsură mai e relevant grupul conservatorilor din Parlamentul European, că fără britanici e mai greu, erau principalul grupul motor. Grupul conservatorilor și reformiștilor, cred că asta e denumirea completă, e de asemenea un grup interesant pentru că acolo sunt multe partide patriotice din Europa, mult mai multe decât în grupul celălalt. Dar sunt considerate mai degrabă moderate. Categoric, naționalismul nu trebuie să fie neapărat... Deci nu mergeți pe această direcție a radicalismului naționalist. Noi credem că naționalismul înseamnă normalitate. Da, nu înseamnă nimic excesiv. Da? În a-ți iubi patria nu e nimic exagerat. În a-ți iubi și în a-ți servi națiunea, iară, nu e nimic ieșit din comun. Sunt lucruri firești, lucruri normale pe care noi vrem să le aducem în peisajul politic românesc pentru ca oamenii să înțeleagă, așa cum am spus mai devreme, că naționalismul este singura doctrină de apărare a intereselor și valorilor naționale. Deci mergeți mai degrabă pe un culoar conservator? Am putea numi ca atare? Categoric, suntem naționaliști, suntem creștini, nu ne regăsim neapărat în alte formule și în alte doctrine, fie că vorbim de conservatorism, de creștin-democrație sau știu eu. Victor Orban e suspectat de relații mult prea apropiate cu Kremlinul. Marine Le Pen este finanțată la vedere de ruși. Multe grupuri, Iobbik, de exemplu, are strânse relații de prietenie cu marele pol de putere de la Răsărit. Rușii sunt foarte prezenți în mișcarea naționalistă europeană, cu bani, în principiu. Da, am observat, am văzut și declarațiile domnul Dugin, am impresia că și-a lansat o carte. Recent, la sala d'Ales, în sala municipalității. Și am observat în discursul său o încercare de asimilare, să spun așa, și-a zis lor mișcări naționaliste. Probabil că sunt niște interese ale Rusiei în zona asta, tocmai prin încercarea de a destabiliza Uniunea Europeană. Bănuiesc că asta ar fi principala miză. E un discurs anti-UE, evident, cel promovat de Alexandru Dugin. Da, dar mi s-a părut la București destul de voalat, adică mai prin învăluire, așa, nu a fost chiar ferm. Poate n-are publicul necesar.
Probabil. Și sunt sigur că nici nu o să-l aibă în România prea curând, pentru că de bine de rău suntem totuși un popor educat care putem să discernem și avem istoria care vorbește foarte mult despre relațiile noastre în ceea ce privește apropierea de... E o precizare importantă. În condițiile în care multe mișcări importante naționaliste din Europa strâng legăturile cu rușii din diverse motive. Bine, e mai degrabă euroatlantică? Noi suntem pro-români și suntem cu România. Da, dar suntem prinși între americani și ruși, oricât am vrea noi. Noi ne dorim, în mod ideal, o relație bună cu toate statele lumii, cu marile puteri, SUA, Rusia, China, India, Brazilia și așa mai departe. Da. Suntem parteneri fără doar și poate. Noi, singurul nostru interes este să ne avansăm interesul național. Da. Noi considerăm că am putea avea o relație foarte bună cu Federația Rusă, dacă am rezolva problema Basarabiei. Pentru că până la urmă Federația Rusă și-a asumat rolul de succesor al fostei Uniuni Sovietice. Prin aceasta a moștenit toate tratatele semnate de Uniunea Sovietică, inclusiv Pactul Ribbentrop-Molotov, prin care România a fost deposedată de o treime din țară, de o treime din teritoriu, Basarabia și Nordul Bucovinei. Da? Pe scheletul cărora acum s-a construit un stat nou independent, Republica Moldova, iar Nordul Bucovinei și Sudul Basarabiei sunt administrate momentan de Ucraina. Deci noi ne dorim o relație bună, repet, și cu Statele Unite, și cu Rusia, cu toate marile puteri, asta doar în cazul în care interesele noastre sunt convergente. NATO. Și nu divergente. Rusia e un adversar al momentan, NATO. Și aș vrea să închei ideea, sunt divergente. Pentru că așa cum v-am spus, așa cum și nemții au fost lăsați să se reunifice de către marile puteri, și noi românii ar trebui să fim lăsați să ne reîntregim, Și cele două state românești, România și Republica Moldova, să fie lăsate să se reunifice în conformitate cu normele dreptului internațional și după modelul RFG-RDG. Bun, vorbim despre NATO. Alexandru Dughir, că a fost evocat puțin mai devreme, e un adversar declarat al acestei construcții militare, spune că NATO ar trebui să desființeze. Noi, ca români, ar trebui să fim în continuare parte a NATO? Cine oferă garanții de securitate României? Momentan facem parte din această alianță militară. Da? Suntem de fapt unul din cele 27 de state, dacă nu greșesc. Da? Practic sunt 27 de state pe mapa mond. Avem și componente ale scutului antirachetă în România. Ale acestei alianțe militare NATO. Deci momentan NATO oferă garanții de securitate României. În condițiile în care nu există alte garanții de securitate, nu cred că avem despre ce vorbi. Mai devreme ați precizat votul bulgarilor, care au înclinat spre o zonă ceva mai naționalistă a politicii. Președintele bulgar e un naționalist, dar e un naționalist pro-Putin. Donald Trump ar putea fi un prieten al românilor? Bun, repet. Și Donald Trump, și Vladimir Putin, și Angela Merkel ar putea fi un prieten al poporului român atât timp cât ne tratează ca pe un partener și nu ca pe o colonie. Deci, atât timp cât interesele noastre sunt reprezentate corect și satisfăcute, noi putem fi prieteni cu toată lumea. Nu văd niciun fel de problemă între a te poziționa de o parte sau alta a baricadei. Dar totuși sunt și niște nuanțe, am mai spus, cu fundament istoric, pe care trebuie să le luăm în calcul. Promovați reunificarea României în granițele sale extinse, alipirea Basarabiei la patria mamă, dar asta e o chestiune pe care, sau despre care vorbesc și alte formațiuni politice. Am senzația că PMP-ul chiar are în statut refacerea României mari. Ce anume vă diferențiază, nu la nivel de principii, ci la nivel de proiecte? Pentru că și din afara Parlamentului puteți promova anumite astfel de proiecte. O chestiune pe care doar bine s-o pună pe masa dezbaterii publice, dincolo de unificare, că despre asta vorbesc mulți politicieni. Păi, repet, în primul rând avem
popor român și peste granițele țării. În primul rând și ei trebuie să reprezentați. Avem deja niște asociații înființate pe teritoriul Italiei, de exemplu, se numește chiar Asociația România Unită, da, care încearcă să rezolve anumite probleme pe care statul român nu le rezolvă acolo. De exemplu, în Sardenia avem un caz izolat, fiind oarecum mai greu de ajuns de la Roma la, în Sardinia. Cetățenii de acolo să lovesc de niște probleme care ar fi putut fi rezolvate de statul român mult mai simplu. În sprijinul acestor oameni, Partidul România Unită, prin această asociație, încearcă să le faciliteze accesul la consulatul României. Pentru că de nenumărate ori au fost informați că o să vină cineva, o să vină, tot timpul o să și o să și o să, ca până acum. Așadar, sunt acțiuni pe care le putem pune în diaspora. În diaspora, în primul rând, pentru că oamenii sunt mare parte printre cei mai atașați de valorile naționale, pentru că ei, lor le lipsesc tradițiile, le lipsesc rudele, da? Au dorul de casă, ar vrea să vină aici, dar din păcate nu au la ce să se întoarcă momentan. Și atunci încercăm să le menținem tradițiile vii acolo prin acțiuni de 1 iunie, de ziua copilului, de Paști. Încercăm să ținem comunitățile astea cât mai unite. Tocmai pentru a avea o motivație în plus. Pentru că, haideți să fim serioși, contribuie foarte mult la o parte din bunăstarea rudelor rămase acasă. Practic, în diaspora trăiește în acest moment un sfert din poporul român. Da, deci, practic, din Siria, ca să luăm acest exemplu, da, au plecat 4 milioane de oameni datorită războiului civil, iar din România au plecat 5 milioane de români pe timp de pace, nu în condiții de război. Deci putem concluziona că politicienii, da, au fost mai tristă, au fost mai destructivi, da, pentru România decât ar fi fost un război. Da? Și atunci, în condițiile în care pentru prima oară în istorie un sfert din poporul român se mută în afara granițelor, da? Și umplu Spania, Italia, Franța, Marea Britanie, Germania și diaspora așa mai departe. Diaspora reprezintă o prioritate. Categoric. Nu putem să nu ne dorim, noi ca naționaliști, să-i aducem înapoi, acasă, pe cei români. La familiile lor, în țara lor. Pentru că, practic, ei au fost goniți de guvernele României din ultimii 27 de ani. Practic, asistăm la un proces de depopulare a României, coroborat cu o criză demografică evocată și de Andrei mai devreme, care vestește, practic, o iarnă demografică a națiunii române. Ori nu vedem niciun fel de politici pro-nataliste, ca să spun așa, ale niciunui guvern care s-a perindat în ultimii 27 de ani. În schimb, guvernele care s-au perindat în ultimii 27 de ani au avut grijă să dezindustrializeze România și, practic, să desfințeze locurile de muncă și să-i gonească pe acești români din țară, da? Pentru că acești români, să fim serioși, nimeni n-a plecat de bine. Toți au plecat din cauza sărăciei, pentru un trai mai bun, nu? Da, sunt migrații economice, evident. Categoric. Și asta e un fel de a cuceri un teritoriu. De populare? De populare, da. Există și această teorie în spațiu public pentru românii din România. Un mesaj foarte clar care, din nou, să diferențieze blocul identității naționale în Europa de celelalte partide care au deja reprezentare parlamentară, pentru că ați observat sociologic, oamenii au tendința de a vota partidele care, să spunem, au mai mari șanse să ajungă la putere. Formațiunile mici sunt tratate în baza logicii votului irosit. Dom'le, n-are rost să voteze, oricum nu va atinge pragul. De ce ar trebui sau cu ce vreți să-i convingeți, dincolo de discurs, poate un proiect, poate o acțiune, e la latitudinea noastră, pe români să riște la următoarele alegeri? Proiectul este chiar România. Este România noastră, este România românilor, este o Românie mare, o Românie demnă, o Românie puternică, pe care doar noi naționaliștii ne o propunem și ne o dorim. Și doar noi naționaliștii suntem singurii care o putem oferi românilor. Celelalte partide și celelalte familii doctrinare, repet, au demonstrat operând că nu urmăresc acest lucru, ci din contră. Da, sau poate spune și USR-ul. Nu?
Bun, dar spre deosebire de noi, care nu reprezentăm în această alianță partide parlamentare, da, ei au și pârghiile parlamentare în următorii 4 ani de zile să o și demonstreze. Că își doresc o Românie mare, o Românie demnă, o Românie puternică, că doresc să-i aducă înapoi acasă pe cei 5 milioane de români, că doresc să reindustrializeze România. O vor face? Vorbiți despre România mare. Se mai poate face România mare în condițiile în care probabil cel mai vocal susținător al reunificării a fost 2 decenii Iurie Roșca, acum un cărător de geantă pentru Dughin și un om al rușilor la București, e coordonatorul agenției rusești Sputnik, agenției, da, de presă. Mai avem cu cine să facem unirea și dincolo de Prut? Da, cu noi. Păi da, dar și acolo și el ne așteaptă. Bineînțeles, avem, să știți că avem, avem filiale membrii, și membrii. V-ați extins și dincolo de Prut? Da. Politic? Categoric. Deci aveți filiale, aveți reprezentanții dincolo de Prut? Noua dreaptă încă din anul 2004, ca să spun așa, a trecut Prutul. Și de atunci am dezvoltat filiale în aproape toate raioanele Republicii Moldova. De asemenea, știu că și partenerii de la PRU au dezvoltat acolo filială și Partidul România Mare. Deci, cu siguranță, avem acolo militanți, avem membri, avem lideri, da, cu care putem întregi acest pod peste Prut. Dar politicienii moldoveni vi se par receptivi la mesajele naționaliste din România? Fără doar și poate că există în sfatul țării de la Chișinău și parlamentari cu opțiuni unioniste declarate și ne bucurăm că există. Anul viitor, în 2018, vor fi alegeri parlamentare în Republica Moldova și cred că va fi un an decisiv, anul 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, atunci când noi ne-am dorit în legislativul de la Chișinău o reprezentare cât mai consistentă a acestui curent unionist, pentru că nu e suficient ca în România să se manifeste acest curent unionist, trebuie ca și în Basarabia să se manifeste cu la fel de multă putere. Nu e o temă asumată de fostul președinte Traian Băsescu, aceasta a unirii? A promovat basarabeni inclusiv în funcțiile politice din, da, România. Andrei Tomac, acum președintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni, e un alt basarabean, Constantin Codreanu. Da, întrebarea e și de ce după 10 ani de mandat, în ultimii 2 ani de zile, a început să abordeze acest subiect. Pentru că nu a fost una din prioritățile. E și cetățean basarabean? Da, a fost, am înțeles că a fost retrasă. Nu... Da, e o discuție întreagă, da, nu înțeleg de ce un naționalist ar recunoaște un stat pe care vrem să-l ne-l, da, și mă rog. Iarăși, asta e chestie de conjunctură încă o dată. Consider că în 10 ani de mandat ca și președinte al României ar fi putut să facă mult mai mult în direcția asta dacă și-ar fi dorit cu adevărat să facă treaba asta. Și atunci părerea mea este că a speculat doar acest subiect în... Deci pe modelul Coaliție pentru Familie, care susțin toate partidele politice, a încercat să capitalizeze voturi. Asta e teza, da, dumneavoastră. Dar economic, credeți că e realizabilă unirea cu Republica Moldova? Economic nu pot să-mi dau cu părerea momentan, pentru că nu sunt de specialitate, da, dar cum s-au putut face... cum s-a putut face reunificarea în Germania, sunt sigur că se poate face și în România. Și reunificarea în Germania a presupus costuri colosale, da, da, colosale. Dar atunci când sunt doi frați, unul mai bogat și unul mai sărac, nu cred că asta ar trebui să împiedice reîntregirea familiei. Dar are fratele mai bogat bani? Asta e de fapt principala obiecție pe care o aduc criticii Unirii. Adică nu putem, românul, cetățean român, nu, are bani? Nu putem trece acest subiect esențial al reîntregirii națiunii române, a reîntregirii neamului românesc, practic, în granițele politice ale statului național unitar român, numai prin prisma factorului economic. Pentru că, dincolo de factorul economic, repet, discutăm de 4 milioane de români, da, care trăiesc, iată, în alt stat. Discutăm de 6 foste județe românești care trebuie să se întoarcă acasă. E atât de simplu. Nu putem spune sunt prea săraci, atunci renunțăm la acești români și renunțăm la aceste județe. Nici o țară nu ar face asta. Cu atât mai puțin noi, naționaliști. Mai avem doar un minut până la finalul acestei întâlniri. Avem și o întrebare pe care am primit-o de la telespectatorii noștri, care sunt foarte interesați. Deși protestele au trecut și au atins parțial obiectivele, care a fost poziționarea sau care e acum retrospectiv poziționarea
blocului pe care îl reprezentați față de protestele care au avut loc la începutul acestui an. Protestele rezist. Am înțeles. Bun, eu nu sunt un adept al guvernării din stradă. Într-adevăr, asta nu înseamnă că sunt de acord și cu felul în care acea ordonanță controversată a fost adoptată sau trecută sau propusă. Condițiile în care au Parlamentul ca și instrument și ar fi putut să facă totul transparent prin Parlament, nu o să mă poziționez nici de o parte, nici de alta, dar nu sunt un adept al forțării guvernului sau forțării legislativului prin presiunea străzii. În presiunea străzii. Și raportat la lupta anticorupție, care iarăși împarte în două zone foarte clare mediul politic românesc. Lupta anticorupție este în primul rând o luptă a noastră, a naționaliștilor. Pentru că, așa cum am spus, nu am participat la actul guvernării, nu putem fi bănuiți de acte de corupție. Actualele partide parlamentare care reclamează lupta anticorupție în realitate nu au niciun interes să o ducă la capăt, evident, pentru că corupți sunt în toate partidele parlamentare. Da. Și vedem numai câți foști, actuali parlamentari, miniștri, prefecți, primari, de la toate partidele parlamentare au fost trimiși în judecată de DNA, chiar și condamnați. Deci, repet, lupta anticorupție, în primul rând, lupta noastră naționaliștilor, suntem singurii care nu o dorim cu adevărat, iar în ce privește la protestele pe care le-ați menționat, vă pot spune că ele n-au fost deloc omogene. Ele au fost eterogene, pentru că au fost acolo, în piețele marilor orașe, și membrii ai unor partide parlamentare care aveau interesul să răstoarne actualul guvern ca să vină ei la guvernare. Erau acolo și oameni bine intenționați, dar care nu știau exact ce să pună în loc. Erau acolo și naționaliști care și-au promovat mesajele lor și soluțiile lor. Da? Deci, repet, acolo au fost oameni din multe, multe categorii și din multe direcții care s-au întâlnit în piețe, fără să-și dorească toți același lucru și fără să aibă același scop. Bun. Ați înțeles, sper, măcar în parte, viziunea celor din blocul identității naționale în Europa. Andrei Piticaș, președinte PRU, Tudor Ionescu, președinte Noua Dreaptă, au fost alături de noi în această seară. Le mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția, cu care sunt convins că ne-ați urmărit. Sunt Răzvan Zanfir, noi ne revedem mâine de la 9 seara. Toate cele bune!